Am pregătit câteva slide-uri și cred că ce vreau să insist când am făcut lucrul ăsta e că scopul prezentării nu e neapărat să discutăm despre cum au fost notate problema și nu știu câte puncte ar trebui, o soluție parțială și lucruri de genul ăsta, e chiar doar despre problemă și să explic indiția din spatele problemei. Dacă vreți să discutați despre cum a fost punctată problema, cred că atunci mai degrabă scrieți pe Discord cu Miruna și Alin și ceilalți și putem să discutăm, dar scopul prezentării de azi nu e neapărat să vorbim despre cum a fost punctată, ci mai degrabă să explicăm problema. Și cu asta în minte, de unde aș fi vrut eu să încep e să... Ok, mersi. Da, deci ce vreau să spun, vreau să încep un pic cu o introducere la deep learning și după care să continui să explic problema. Și în principal, cred că ce aș vrea eu să insist sau ce mi se pare mie important e că machine learning în general, ca și domeniu, poți să te gândești la machine learning ca un fel de schimbare de paradigmă. Cred că toți știu, nu știu, cum ar veni programarea imperativă în care tu trebuie să dai pas cu pas ce să facă programul. În machine learning, toată ideea e că soluția trebuie să fie învățată. Deci tu, în loc să explici pas cu pas ce ar trebui să facă algoritmul, ce încerci să faci, dai un set de exemple și ai un algoritm de învățare care se uită pe exemplele respective și încearcă să extragă o soluție. Și în general, deci asta o să fie o parte introductivă și încep un pic mai departe, dar o să ajung la lucruri mai interesante, așa că stați cu mine să explic lucrurile astea, pentru că cred că sunt importante. Deci machine learning e o schimbare de paradigmă în care încercăm să învățăm din exemple și dacă ne gândim la cum am putea să categorizăm metodele machine learning, de obicei sunt mai multe moduri de a face lucrul ăsta, dar două moduri generale ar fi să categorizăm în funcție de algoritmii de învățare, de protocolul care îl folosim la învățat, de exemplu dacă e self-supervised, dacă e supervised, dacă e RL, meta-learning, continual learning și așa mai departe, care sunt doar cum anume vom învăța din exemplele astea soluția care o vrem. Și un alt mod de a ne gândi despre machine learning e să structurăm field-ul în funcție de tipul de soluții pe care le căutăm. Deci aici mă refer mai degrabă, dar poate cuvântul care îl știți mai degrabă ar fi de tipul de arhitecturi. Și aici ai lucruri de genul kernel methods, ai linear models și ai neural networks și deep learning sunt în aceeași categorie. Și în general, deci ce înseamnă paradigma asta de a încerca să descoperi o soluție? Deci ce facem noi? Presupunem că există o funcție, care să o numim H, care merge de la observații, spațiu X, la Y, care sunt predicțiile. Aici, mai degrabă, cred că ce explic eu e supervised learning, trebuie modificat un pic formalismul dacă încerci să explici reinforcement learning sau altfel de approach-uri, dar e cel mai simplu de înțeles și practic metoda... Oh, cineva tot nu vede slide-ul. Ok, mi se pare că trebuie eu să fac click tot timpul pe slide ca să vadă. Ok, deci ideea ce încercam eu să explic e că dacă luăm un exemplu simplu ca supervised learning și încercăm să explicăm ce înseamnă paradigma asta de a învăța din date, practic ce vrei să faci e ai observații care e în spațiu X, ai output care e în spațiu Y și tu ce cauți e o funcție care merge din X în Y și care oarecum e un prezice răspunsul corect pentru orice observație, pentru o anumită definiție a ce însemna răspunsul corect. Și clasa de funcții H, care merg din X în Y, e your hypothesis class. Deci, practic, tu când înveți ce faci, de fapt, ai setul ăsta de funcții posibile care merg din X în Y și încerci, din observațiile care le ai, din exemplele care le ai, încerci să descoperi care funcție o vrei. Deci, cam asta e ce face orice machine learning, da? Și de ce încerc să spun aici e că ce e important e când începi să antrenezi un model, tu ce faci, de fapt, ai decis deja care este clasa de funcții cu care vrei să lucrezi, deci decizi care e the hypothesis class H, și tot ce faci din exemple e să cauți în setul ăsta de funcții care e funcția care o vrei. Și, din nou,
parcă se vede slide-ul. Și aici, cred că în principal sunt două metode cu care, sau două familii mari de approach-uri care poți să le ai. Unul e non-parametric, despre care nu am să vorbesc atât de mult, dar e ceva de genul K-Nearest Neighbors, în care tu ce faci, pur și simplu ții toate exemplele cu tine și soluția o construiești mereu de fiecare dată când încerci să faci inference, de fiecare dată când încerci să decizi care e răspunsul pentru anumită observație, te folosești de tot setul de exemple care le ai până în momentul respectiv. De exemplu, în K-Nearest Neighbor, ce faci, pur și simplu te uiți la toate exemplele care le-ai primit, te uiți la observațiile alea și vezi care sunt cele mai apropiate de observația care o ai acum și spui că, ok, label-ul e același ca acelor exemple care le-am avut, care sunt cele mai apropiate exemple. Deci calculezi un fel de distanță și faci un fel de căutare în setul ăsta la cele mai similare exemple. În schimb, metodele care ne interesează pe noi și de unde a fost și problema 1 sunt metodele parametrice. Și în metodele parametrice, nu știu dacă se vede slide-ul, toată ideea e că modificăm funcția h ca să fie o funcție de parametri și observații, se duce în y, după care ce facem noi? Acum căutăm care ar fi parametric, deci care ar fi W în cazul nostru, care e un fel de input fix care îl dăm funcției, astfel încât când pentru orice observație dăm rezultatul corect. Și cel mai simplu lucru la care putem să ne gândim e o funcție liniară, în care spunem că H de WX e doar W mulțit cu X. Și atunci noi practic ce facem e căutăm un W astfel încât WX să fie egal cu Y. Și ca să căutăm W-ul ăsta, trebuie să definim o distanță, care putem să o definim cum vrem noi, de obicei mean square error, deci doar diferența la pătrat, e o distanță tipică care folosim, pentru că e doar distanța în spațiu euclidian. Deci considerăm punctul WX care îl obținem, considerăm punctul Y și calculăm distanța între puncte, lungimea segmentului dintre X și Y și vrem ca segmentul ăsta să aibă lungimea 0. O să ajung și la problema 1, dar vreau doar să fac introducerea asta. Deci, de ce se întâmplă? Deci, o întrebare, și cam despre asta e vorba și în problema 1, o întrebare importantă e care ar fi o parametrizare bună. De exemplu, h de wx să fie egal cu w mulțit cu x e o parametrizare foarte simplă de înțeles, pentru că e foarte ușor să ne gândim despre modele liniare. Apropo, dacă aveți întrebări, puteți să scrieți în Slack sau să ridicați mâna. Ideal ar fi să fie un pic interactiv, dar dacă nu aveți întrebări, e ok. Dar vreau doar să trec o leacă prin materiale și să explic un pic care este formalismul în spatele problemei 1. Deci, un model care e oarecum intuitiv și ușor de lucrat e modelul ăsta, care este modelul liniar. Da? Când doar pur și simplu avem parametrii noștri, care e o matrice sau, mă rog, un vector, depinde în câte dimensiuni muncim și tot ce faci e să mulțești W cu X și asta este funcția ta. Și deși oarecum e un model foarte intuitiv, nu e un model foarte interesant. Și motivul pentru care nu e foarte interesant e că putem să ne gândim cum am folosit modelul ăsta dacă am încercat să clasificăm. Dacă am încercat să clasificăm, atunci practic tot ce putem să facem e să spunem că ok, toate punctele care sunt deasupra liniei, deci unde W mulțit cu X e mai mare ca 0, sunt într-o clasă și toate celelalte puncte sunt în cealaltă clasă. Și ce înseamnă lucrul ăsta, pentru că știm ce geometric, cum arată W mulțit cu X, ce înseamnă e că decizia noastră care o facem, de decision boundary, deci limita între cele două clase este o linie, dacă ar fi în plan. Da? Deci de asta se numește model liniar, pentru că toate deciziile sunt liniare. Și faptul că deciziile sunt liniare e problematic, de exemplu, când avem un dataset, datasetul care de obicei e folosit ca să explici lucrul ăsta, e the two moons, când ai cele două semicercuri, unul albastru, unul roșu, și tu ai vrea să clasifici separat. Deci, practic, ai vrea să spui că clasa 1 sunt toate punctele care aparțin la semicercul roșu și clasa 2 toate cele care aparțin la semicercul albastru. Și acum ce se întâmplă e că practic nu există nicio linie care să separe cele două seturi. Deși seturile sunt explicit diferite, deci nu sunt
sunt separate, nu sunt separate de o linie. Deci nu există niciun fel de mod de a le separa liniar. Și asta e o problemă foarte generală. Deci o problemă în general e că pentru orice fel de dataset care e interesant pentru noi, the boundary nu e liniar. Deci e foarte rar să găsești situații în care o funcție liniară să fie exact ce trebuie ca să separi cele două probleme. Și atunci, întrebarea rămâne, care ar fi parametrizarea corectă ca să poți să rezolvi probleme interesante? Și cred că o parametrizare cu care este foarte des folosită acum în AI și în ML este aceea de rețele neuronale, care arată, cred că cu toții știți cum arată rețea neuronală, dar aici am pur și simplu o rețea neuronală cu un singur hidden layer. Arată ceva de genul H de sus, e un fel de W out mulțit cu relul de W X plus B. Deci, cum sunt obținute rețele astea neuronale? Deci, practic, ce se întâmplă? Facem un număr repetat de proiecții liniare, deci un număr repetat de modele liniare ca cele care am descris înainte, numai că de fiecare dată după ce facem o proiecție liniară, aplicăm un activation function care nu e liniar. Și în cazul de față ne uităm la relul, pentru că probabil e una dintre activările care sunt cele mai ușor de înțeles și în același timp destul de interesante, pentru că chiar și în arhitecturi moderne, relul încă e un activation function care e destul de folositor și care duce la rezultate destul de bune. Doar ca să am... Cred că înțelege toată lumea de ce e nevoie să avem activarea asta, funcția asta de activare, relu, non-liniară între proiecțiile liniare. Ce s-ar întâmpla dacă pur și simplu am face o multitudine de proiecții liniare una după alta? Nu știu dacă cineva are curajul să răspundă, dacă nu am să răspund eu. Da, exact. So, răspunsul lui Mircea e perfect. Deci, dacă nu am avea non-linearitate, atunci, practic, avem un produs de matrici, putem să reordonăm ordinea în care facem operațiile și, practic, ajungem tot la un sistem liniar. Deci, o problemă cu modele liniare e că dacă încercăm să le compunem, să facem un model liniar după altul, practic, nu creștem expresivitatea sistemului. Și cam asta este un mod de a privi modelele astea parametrice, cam asta ar fi o întrebare fundamentală, cât de expresive sunt ele, ce fel de funcții pot ele să reprezinte și cum crește expresivitatea asta în momentul în care noi modificăm clasa de modele care folosim. Ok. Și cred că cam aici e de unde vine și problema. Deci un rezultat care a fost obținut în deep learning e că, de fapt, dacă facem modelul ăsta să fie adânc, deci repetăm de mai multe ori această proiecție liniară plus non-linear activation, cam asta aici ce-am definit în ziua de azi ca un deep neural network, atunci cumva modelele astea funcționează mai bine decât ca cele care nu au decât un singur layer. Și cred că o întrebare destul de importantă, care încă nu cred că știm răspunsul în domeniu, e de ce? Ce se întâmplă când repetăm operația asta de mai multe ori, când compunem rețele neuronale care sunt destul de neatânci, care nu au decât un singur layer? De ce devine modelul mai puternic? Și cam în spațiul ăsta ar fi și problema 1.1. Era oarecum, ideea acolo era să cerem de la voi să faceți niște construcții construcții care poți să le folosești, să încerci să înțelegi ce se întâmplă când faci un model foarte adânc. Deci acolo vreau să mergem. Ok. O să sar direct la problema 1. Deci problema 1.1, care probabil era cea care era un pic mai simplă, era să înțelegem care... problemă de reprezentare. Deci aveam două MLP-uri, ambele în cazul ăsta erau shallow, aveau un singur hidden layer și ideea era să înțelegem rolul care îl poartă the bias term și practic diferența dintre MLP-1 și MLP-2
era că MLP-1 nu avea bias în the output layer, în timp ce MLP-2 avea. Și întrebarea era, ok, poate MLP-1 să reprezinte orice funcție care am reprezentat-o în MLP-2. Sper că slide-urile urmăresc. Și aici să încerc să fac o... Răspunsul este da, și cred că mulți dintre voi ați răspuns corect la punctul ăsta. Și să încerc să fac... o demonstrație de ce ar fi cazul oarecum vizual. Deci ideea care, ce încerc eu acum să fac aici, să spun că, ok, dacă am o unitate care are un bias, pot să mă gândesc la unitatea asta sau pot să rescriu unitatea asta ca și cum ar fi o unitate care are un input adițional, care în cazul meu, nu știu dacă mi se vede mouse-ul, nu se vede mouse-ul. Ok, acum se vede. Ok, sper că chiar puteți să-l vedeți. Deci, ideea e că am o unitate cu bias, care acum pot să le rescriu ca o unitate care are un input adițional, numai că ca lucrurile să meargă corect ca și înainte, presupun că inputul ăsta e o constantă, care este mereu 1, și am aici un weight, care mulțește inputul. Și, practic, dacă mă gândesc la ce se întâmplă aici, o să am W mulțit cu 1, care o să fie, practic, bias-ul meu, care îl adaug în sumă. Deci, ideea principală e că lucrurile astea două sunt echivalente. Deci, pot oricând să rescriu bias-ul ca fiind un input adițional care are o valoare constantă, care e 1 și care e mulțit cu un weight care îl învăț în mod normal. Și învățarea, practic, compune bias-ul respectiv. Ok, încă mai merge? Ok, și atunci pot să mă uit la MLP-ul 1, care încercam să arăt că poate să facă ce poate să facă MLP-ul 2, și atunci tot ce pot să fac e să spun că, ok, pot să scriu una dintre unități, o rescriu în modul în care am zis mai înainte. Pot să o rescriu ca, în loc să aibă un bias, să fie o unitate fără bias, dar care are acest input adițional care este mereu, constantă 1 și care are un W care poți să-l înveți. E un pic că slide-urile nu merg la fel de repede cum trebuie. Acum, ce putem noi să facem e să spunem că, ok, toate weights-urile care vin de la observații, care se duc în unitatea asta, care am decis noi să o rescriem, putem să facem weights-urile astea să fie 0. Ok? Și, în adițional, putem să spunem că weight-ul care vine de la bias-ul ăsta, care e constantă 1, care aici am desenat-o ca o săgeată albastră, weight-ul ăsta să fie 1 la fel. Deci toate săgețile cu roșu le-am făcut 0, săgeata cu albastru am făcut-o 1. Dacă merg la... Ok, s-a adaptat. Dacă merg la slide-ul următor, ce înseamnă că acum putem să ne uităm la unitatea asta și unitatea asta devine o constantă. Pentru că nu mai depinde de x, toate weights-urile care venea de la x le-am făcut 0, depinde doar de bias term și am făcut weight-ul la bias term să fie 1. Deci unitatea... ea devine o constantă care să aibă mereu valoarea 1. Și acum, dacă merg la slide-ul următor, asta înseamnă că acum unitatea aia pot să o gândesc exact ca un bias term. Deci unitatea aia devine o constantă care e mereu 1 și care are un weight care se poate învăța și care, din cum am zis noi mai devreme, practic se comportă ca un bias. Deci ar corespunde la a adăuga un bias la output unit. Deci, practic, ce am făcut, am luat modelul 1 care avea 4 unități, am făcut alegerea asta de a face weights-urile 0 și de a decide exact the weight-ul de la bias să fie 1, deci am setat bias-ul la 1 și din cauza asta, dacă merg la slide-ul următor, poate... merg la slide-ul următor, poate aici se vede cel mai clar. Din cauza asta, practic, unitatea a patra am convertit-o într-un bias pentru output și a devenit echivalent cu MLP-ul 2. Și cam asta, ok, aici ar fi soluția dacă pentru cei care le place să scrie lucrurile într-un mod mai... folosesc mai mult algebră decât să folosească geometrie. Cam așa arăta soluția. Deci soluția era pur și simplu să luăm de la weight, să facem... una din rows să facem cu 0, setăm bias-ul 1 la hidden layer și atunci, practic, unitatea s-a început să comporte ca un bias. Și cam asta era răspunsul la problema punct 1. Acum, pentru că vreau să spun că când ideea mea era să încerc să explic de ce
Problemele astea sunt interesante. Cred că o întrebare e ok, am observat lucrul ăsta, de ce e interesant? De ce ar trebui noi să vedem că putem să facem schimbarea asta? Când o să facem noi vreodată tricul ăsta în practică? Când o să scoatem bias-urile din ecuații? Deci gândirea mea, motivul meu pentru care am crezut că problema asta e oarecum interesantă, e pentru că mai încolo, dacă o să ajungeți vreodată să vă uitați pe paper-uri care sunt scrise despre teorie, despre deep learning, în care încearcă să explice cum se comportă modelul într-un fel sau altul, ăsta e un lucru care se întâmplă foarte des. Pentru a face matematica mai simplă, toată lumea de obicei exclude bias-urile din orice fel de analiză matematică care este făcută în multe din paper-urile astea teoretice. Și mereu presupunerea e că persoana care citește paper-ul știe că lucrurile astea sunt echivalente. Deci de multe ori în paper măcar nu explică sau măcar nu spune că ok, am exclus bias-urile pentru că ar fi exact același model. E un lucru care pur și simplu e presupus că toată lumea îl înțelege, că de multe ori putem să scoatem bias-urile din model și ajungem să avem exact aceeași funcție în termen de expresivitate. Și cred că vreau să dau intuiția asta, să vă pun să faceți derivarea asta ca să vedeți cum se poate scoate bias-ul, ca după care mai încolo, dacă ajungeți să studiați machine learning sau să fiți interesați în machine learning și particular să fiți interesați să înțelegeți paper-uri mai teoretice despre machine learning, o să vedeți de ce toată lumea exclude bias-urile din derivările lor matematice ca să poată să facă ce vor. Cealaltă chestie care e importantă și care probabil ați observat din când ați făcut derivarea sau din explicația mea de cum am derivat, e că oarecum trebuie să ai grijă când excluzi bias-urile astea. Nu poți să le excluzi oricum vrei. Și vreau aici doar așa ca fapt divers. Dacă am scoate bias-uri, toate bias-urile de la hidden layer, deci acum arată exact problema la fel ca cea pe care ați primit-o, numai că nu am mai pus bias nici pe hidden layer. Dacă am avea exact aceeași întrebare, poate acum MLP-ul 1 se exprime ce face MLP-ul 2, răspunsul ar fi diferit. Răspunsul ar fi nu. Deci dacă am exclus și bias-urile de la hidden layer, atunci MLP-ul ăsta nu mai poate să facă ce face cealaltă MLP. Și ca o idee de cum ați demonstra întrebarea asta, e pur și simplu să observi că MLP-ul cu mai puține neuroni poate să aibă un răspuns pentru când inputul e 0, care să fie non-zero. În timp ce MLP-ul de sus, dacă X e 0, atunci Y trebuie să fie 0. Și deci, din cauza asta, există funcții care MLP-ul de jos poate să le reprezinte, ca cel de sus nu poate să le reprezinte. Și, mă rog, deci am vrut să explic că există oarecum, deci există obiceiul ăsta care îl are lumea când face lucrări teoretice, de a nu include bias-urile în derivările lor, pentru că totul arată mult mai ușor și e mult mai ușor să derivezi și să integrezi, să mai faci, nu știu eu ce trebuie să faci pe acolo, doar că în același timp trebuie să ai și grijă când faci lucrul ăsta, pentru că sunt metode de a exclude bias-urile care te duce la un model care nu mai e echivalent același lucru. Și pentru cei care folosesc modelele astea destul de des și fac de multe ori aceste derivări, e oarecum destul de clar când poți să scoți bias-urile și când nu poți, dar, mă rog, pentru voi am vrut pur și simplu să arăt există practica asta, care este ideea din spatele ei, de ce putem să scoatem bias-urile și acum, da, am vrut să pun și observația asta că câteodată dacă scoți bias-urile în mod greșit, atunci modelele nu mai sunt echivalente. Și aici e un exemplu foarte simplu, dacă scot toate bias-urile din arhitectura mea, atunci modelele devin non-echivalente pentru că comportamentul la zero poate să fie oarecum diferit. Ok, deci asta era partea mai, problema 1.1. Problema 1.2 e ceva mai grea și cred că acolo o să am nevoie să explic un pic mai mult. Dar înainte să sări la problema 1.2, vreau să întreb dacă nu știu, ați înțeles ce am explicat, dacă sunt întrebări, dacă problema 1.1 e clară, nu știu, dacă are oricare din voi. Dacă aveți orice fel de întrebare, poate acum ar fi un moment bun să întrebăm, pentru că problema 1.2 o să devină un pic mai complicată. O să mă întorc înapoi un pic la descrierea rețelelor neuronale, să încerc să explic cum funcționează ele și de ce din metoda asta în care funcționează ele putem să înțelegem cum să rezolvăm punctul 1.2. Presupun că nu e nicio întrebare. Sper că lumea încă ascultă.
Ok, deci problema 1.2 avea două părți. Și practic am introdus aceste două părți pentru că credeam că 1.2b e un pic greu, probabil. E o problemă destul de subtilă, cel puțin răspunsul corect e destul de subtil și destul de greu de găsit corect. Și 1.2a oarecum folosește aceeași construcție. Ok, nu neapărat că orice problemă poate fi rezolvată într-un număr diferit de feluri, dar metoda de rezolvare la care mă gândeam eu, pentru 1.2a și 1.2b ai folosit cam aceeași construcție, numai că oarecum e mai ușor construcția la 1.2a. La 1.2b construcția devine un pic mai complicată, deși e exact cam aceeași idee în spatele ei. Și din cauza asta 1.2a trebuia să fie oarecum versiunea mai ușoară și după care din versiunea asta să meargă la 1.2b. Deci întrebarea acum e, ok, noi am arătat că MLP-ul 1 poate să reprezinte ce poate să reprezinte MLP-ul 2. Acum punem întrebarea inversă. Poate MLP-ul 2 să reprezinte ce reprezintă MLP-ul 1? Deci sunt modelele astea oarecum echivalente și nu contează. Și dacă e practic un bias, să scoatem un bias, e echivalent cu o unitate sau e ceva diferit? Și răspunsul este că nu sunt echivalente modelele. Practic, ce poate să facă MLP-ul 1 nu poate să facă MLP-ul 2. În schimb, partea mai grea e cum demonstrezi lucrul ăsta. Deci partea un pic mai dificilă e cum arăți exact că lucrul ăsta e adevărat. Din nou, acum o să intru într-o chestie un pic mai matematică. Deci, ideea mea de cum mă gândesc la problema asta și cred că cum ar fi un mod folositor de a vă gândi la o rețea neuronală este să te gândești la ea într-un mod oarecum geometric. Pentru că de multe ori e mult mai ușor în descrierile astea geometrice să înțelegi exact cum se întâmplă lucrurile. În particular, ăsta era și hintul care a fost dat la problemă. Dacă ne uităm la un neuron al rețelei, neuronul ăsta și avem funcția de activare relu, practic ce face neuronul ăsta e că împarte spațiu în două regiuni. Într-o regiune în care neuronul are mereu valoarea 0, în care teoretic lumea se referă la regiunea asta ca the neuron is dead, sau, mă rog, deci are regiunea când neuronul mereu e 0, iar în cealaltă regiune, neuronul are un, e practic X, sau mă rog, WX, pentru că asta e funcția de la relu, nu? Adică e 0 dacă WX e mai mic decât 0 și WX otherwise. Și linia asta desparte între cele două regimuri de comportare și linia asta este exact când WX este egal cu 0. Deci cam așa obțineți linia. Bine, mă rog, acum ați observat, am exclus bias-ul, mă rog, e cu bias, deci WX plus B equals 0, câteodată poate fi exclus pentru că lucrurile devin într-un anumit fel echivalente, dar în cazul ăsta nu ar trebui să excludem bias-ul. Și noi știm care este funcția WX plus B equals 0, cel puțin în două dimensiuni, este o linie și împărțim planul în două părți. Deci asta este hintul și asta e intuiția geometrică la care putem să ne gândim la ce fac neuronii și din intuiția asta geometrică o să putem să spunem ceva despre cum se comportă modelele când au mai mult sau mai puțin neuroni și putem oarecum să dăm un fel de răspuns la întrebările mai generale care le-am pus la început, care era vorba despre expresivitate, când vorbeam de ok, de ce e bine să punem mai multe layere, de ce e bine să folosim rețele neuronale și așa mai departe. Deci aici oarecum răspunsurile la întrebările alea o să se bazeze pe construcții ca construcția care o facem noi aici. Ok, deci acum ne-am uitat la un singur neuron. Acum să ne uităm ce se întâmplă că la al doilea neuron. Al doilea neuron, la fel ca și primul neuron, împarte spațiu cu o linie în două regiuni, în una în care e 0 și 1. Și acum dacă considerăm ambii neuroni, ce o să observăm este că spațiul nostru inițial, în care există X, e împărțit în patru regiuni. Și în regiunile astea, diferența dintre regiuni e câte unități sunt active, sunt non-zero. Deci într-o regiune ambele unități sunt zero, într-o regiune doar una din unități e zero, în cealaltă regiune doar cealaltă din unități e zero. Și dacă mergem în continuare și adăugăm și al treilea neuron,
O să observăm că, ok, acum avem și mai multe regiuni în funcție de cum merg neuronii ăștia. Și în același timp, acum cred că puteți să observați care este ideea din spatele la toată construcția asta. Ideea e că ce încercăm noi să facem e să numărăm numărul de regiuni. Deci numărul ăsta de regiuni o să ne spune ceva despre ce poate funcția noastră să facă și ce nu poate să facă. Pentru că ce este important e că în fiecare regiune modelul nostru poate să se comporte diferit. Dacă ne uităm la oricare din regiunile astea și ne uităm la ce face modelul nostru sau ne uităm la răspunsul lui Y într-una din regiunile astea, răspunsul o să fie liniar. Deci, dacă restricționăm domeniul funcției doar la regiunea, la una dintre regiuni, atunci rețeaua noastră neuronală se comportă exact ca un model liniar de care am vorbit noi la început. Și în sensul ăsta, deci când te gândești la o rețea neuronală cu activări relu, poți să te gândești că, practic, se comportă ca mai multe funcții liniare. Deci, ce se întâmplă e că noi partiționăm domeniul în mai multe regiuni și în fiecare regiune avem un comportament liniar. Numai că e un comportament liniar diferit. Fiecare regiune poate să aibă comportamentul liniar care e diferit. Și în felul ăsta, acum dacă ne uităm peste tot domeniul, funcția nu e liniară, pentru că are răspunsuri liniare în regiunile astea diferite. Nu știu dacă până acum intuiția asta e clară, dar e o intuiție destul de importantă. Deci cam așa, e un mod de a înțelege cum funcționează o rețea relu. Deci un mod la care poți să te gândești cum funcționează e că partiționează spațiu în regiuni de mărimi diferite și în fiecare regiune se comportă în mod liniar. Dacă e să... Ok, nu s-a adaptat slide-ul. Ok, acum s-a adaptat. Dacă e să ne uităm, să desenăm totul în 1D, pentru că în 2D e un pic mai greu de vizualizat și poate în 1D e mai ușor să avem o intuiție. Deci ce se întâmplă e că noi luăm linia, o împărțim în segmente și în fiecare segment avem o altă funcție liniară, avem un alt comportament liniar. Și deci dacă încercăm să înțelegem cum funcționează o rețea neuronală, cred că termenul matematic e it's a piecewise linear function, deci o funcție, nu știu care ar fi versiunea în română, dar mă rog, compusă din componente liniare. Și funcția asta liniară e poate foarte ușor să ne imaginăm cum ar putea să aproximeze orice altă funcție. Deci în rețele neuronale, un motiv pentru care lumea le place rețelele neuronale e pentru că ele au this universal approximator theorem, care practic îți spune că tu poți să aproximezi orice funcție vrei tu, care ar fi definită între x și y, cu o rețea neuronală, atâta timp cât ai un număr foarte mare de neuroni. Da, teorema practic e mai mult ceva despre în limită, că numărul de neuroni merge spre infinit, atunci poți să aproximezi orice funcție. Și motivul pentru care poți să aproximezi orice funcție e pentru că cât ai mai mulți neuroni, cu atât ai mai multe segmente, mai multe linear pieces ca să construiești funcția ta. Și atunci poți să iei orice funcție vrei tu și să o aproximezi cu segmente liniare. Pentru că dacă iei orice funcție non-liniară, dacă iei, nu știu, sine, cosine, ce funcție vrei tu, sau ceva total complicat, mereu când faci zoom in și te uiți la o regiune destul de mică, funcția este local liniară. Și practic asta e cam ce încearcă să facă o rețea relu, e să creeze regiunile astea destul de mici și regiunile astea să aibă orientarea corectă, să fie de linear response corect, ca să aproximeze orice funcție. Și aici, practic, am desenat o funcție arbitrară în albastru și funcția în roșu ar fi o aproximare a funcției în albastru, care este făcută cu un anumit număr de regiuni liniare. Și cred că oarecum asta ar trebui să vă dea o intuiție la ce se întâmplă. E toată lumea ok până acum? E vreo întrebare legată de ce am încercat să explic? Ok, atunci o să încerc să continui să merg mai departe. Sper că oarecum toate lucrurile astea o să fie folositoare și oarecum să aibă sens pentru voi la un moment dat. Și poate merg foarte departe problema 1 cu 2, dar doar că vreau să explic exact ce e în spatele ei, ce înseamnă construcția asta, de ce o folosim, ce învățăm din ea. Pentru că altfel aș putea să vă dau pur și simplu matematic, ok, setezi weight-urile cu valorile respective și atunci ai răspuns la întrebare, doar că nu mi se pare deloc informativ și nu ați învățat nimic din asta și mi se pare că dacă explic problema, poate ceva din construcția asta sau ceva din intuiția asta puteți să o folosiți la alte probleme sau pur și simplu în general să înțelegeți de unde cum funcționează machine learning.
Deci un motiv, după să mă repet, un motiv pentru care rețele neuronale sunt interesante comparativ cu rețele liniare sau altfel de modele, depinde de clasa de modele care o alegi, e că rețele neuronale au this universal approximator property, care înseamnă, roughly speaking, ce sunt anumite condiții și anumite lucruri pentru ca teorema asta să poată fi aplicată, care sunt oarecum importante și care trebuie să spun că în comunitate, dacă te uiți la lumea care lucrează pe deep learning, de obicei aproape nimeni nu se gândește la condițiile în care teorema asta ar fi adevărată, pentru toată lumea, pur și simplu, presupune că teorema e adevărată aproape oricând. Dar, roughly speaking, ignorând condițiile, pentru că devine totul mult prea tehnic, ce spune e că o rețea neuronală, atât timp cât putem să o creștem cât de mult vrem noi, cât e destul de mare vrem noi, atunci poate să aproximeze orice funcție. Deci știm că clasa asta este suficient de expresivă încât să nu ne facem griji. Deci nu e niciodată o problemă că, ok, dacă am ales să folosesc rețele neuronale, atunci poate nu poate să explice relația între X și Y. Teorema asta ne spune că poate oricând se explice orice relație între X și Y, oricât de complicat ar fi, atât timp când modelul e suficient de mare. Cam asta e ce ne-ar spune teorema. Și asta e un motiv destul de bun pentru a spune că, ok, rețelele neuronale sunt un model care vrem să-l folosim în practică. Acum, o întrebare subtilă e, ok, motivul pentru care toată lumea folosește rețelele neuronale este din cauza teoremei astea? Spune. Și aici răspunsul e un pic mai complicat. Răspunsul este nu. Și motivul pentru care nu e nu, motivul pentru care e nu e pentru că nu e singura clasă de funcții care au proprietatea asta. Dacă ne gândim, de exemplu, la polinomi cu grad divers, dacă gradul polinomului poate să meargă până la infinit, atunci polinomii ăștia și ei pot să aproximeze suficient de bine orice altă funcție. Deci răspunsul e mai complicat. Și a doua întrebare e, ok, de ce avem nevoie ca modelul să fie adânc? De ce avem nevoie de mai multe layere? Pentru că demonstrația, bine, nu e chiar o demonstrație, dar explicația care am dat-o până acum e că o rețea neuronală cu un singur hidden layer, dacă are suficiente unități, din nou poate să aproximeze orice funcție. Și atunci, de ce avem nevoie ca modelul să fie mai adânc? De ce nu e suficient să avem un singur layer, pentru că teorema ne spune că un singur layer e suficient pentru ce vrem noi să facem? Și, din nou, construcțiile astea despre care vorbim o să ofere oarecum un fel de intuiție la întrebările astea, care poate să ne ajute să înțelegem de ce folosim rețele neuronale care le folosim și nu folosim altceva și de ce vrem ca modelele astea să fie adânci. Și în particular, o parte din răspuns sau mod în care lumea s-a gândit la problema asta e numărul de regiuni. Deci să zică, ok, avem universal, e slide-ul corect. Avem the universal approximator theorem, care ne spune că putem oricând să aproximăm. În schimb, teorema aia ne spune că atunci când avem aproape un număr infinit de neuroni, atunci putem să aproximăm orice. Numai că, în practică, noi nu o să avem niciodată un număr infinit de neuroni. Și, de fapt, o să avem un număr relativ mic de neuroni, pentru că vrem ca lucrurile să poată să ruleze pe un calculator, avem o capacitate redusă la ce putem să facem. Și atunci o întrebare e, ok, ce se întâmplă când am un număr fix de parametri? Cum se comportă, clasele astea diferite de aproximare? Și o idee care era destul de populară, să zic, prin 2014-2013, la cum am putea noi să comparăm modelele astea, e să zicem, ok, hai să numărăm numărul de regiuni. Asta ar fi un ceva care am putea să numărăm și care ne-ar spune ceva despre cât de expresiv este modelul respectiv. Dacă pentru același număr de parametri un model are mai multe regiuni, atunci e mai expresiv, pentru că poate să reprezinte alte lucruri care cealaltă nu poate să facă. Și cam asta e și construcția din spate la problema 1.2. În mintea mea, un mod de a răspunde la cele două întrebări care o să fie puse e dacă oferiți diferite construcții și numărați numărul de regiuni și arătați că numărul de regiuni e diferită. Un anumit MLP poate să aibă mai multe regiuni decât celălalt, deci oarecum mai flexibil. Poate să reprezinte funcții care celălalt nu poate să reprezinte. Și asta e un fel de approach general care poate fi folosit pentru a compara diferite lucruri. Nu spune toată povestea, în schimb e un punct de început și eu am să explic de ce nu spune toată povestea și de ce lucrurile sunt un pic mai complicate. Și ca și hint la care este răspunsul,
De fapt, asta este o problemă în geometrie care a fost există o teoremă în spatele ei din 1975. So, Zaleski's theorem este exact, răspunde întrebarea asta, numai că nu are nimic de a face cu rețele neuronale. Teorema respectivă e mai degrabă dacă am N linii în plan, în câte regiuni pot să împart planul respectiv. Care este noi, tot ce am făcut noi e să spunem că ok, putem să interpretăm fiecare neuron ca o linie, atunci lucrurile devin echivalent. Deci, practic, inovația e doar să mapăm problema din spațiu de rețele neuronale într-o problemă geometrică în care avem de-a face cu aceste linii sau planuri. Și demonstrația, demonstrația, ideea, intuiția e oarecum simplă și e o chestie care se face prin inducție, e cel mai ușor ca să înțelegi câte regiuni poți să împarți să te gândești la problemă prin inducție și să adaugi încet câte un neuron, să vezi ce se întâmplă la partiția spațiului pe care o ai. Deci o să încep cu două linii, pentru că e cazul cel mai simplu. Dacă am două linii, atunci am împărțit spațiul în patru regiuni. Da? Pentru că două linii nu se pot intersecta decât în maxim într-un singur punct și atunci numărul de regiuni în care rezultă sunt patru. Și acum facem pasul următor. Spunem, ok, avem două linii, hai să mai adăugăm o linie să vedem ce se întâmplă. Și nu o să intru în chestii foarte tehnice, dar tot ce vreau să spun e că, ok, când mai adaugi o nouă linie, ce e important e să te gândești la câte puncte de intersecție poți să ai cu liniile care există deja. Și ce vrei să faci e să folosești axioma că două linii nu se pot intersecta decât maxim într-un singur punct, altfel sunt coliniare. Deci noi, pentru că aveam două linii înainte, am mai adăugat-o pe a treia, a treia linie nu se poate intersecta decât de două ori, odată cu fiecare din liniile care există, și atunci numărul de regiuni care le adaugi la numărul total este numărul de intersecții plus 1. Deci dacă am adăugat a treia linie, putem să adăugăm trei regiuni. Și sper că oarecum e clar. Și dacă repetăm înapoi pasul și adăugăm pe a patra linie, deci adăugăm al patrulea neuron, atunci să obținem 11 regiuni, pentru că a patra linie se poate intersecta cu toate celelalte 3 în maxim 3 puncte și dacă ai 3 puncte, asta înseamnă că ai adăugat 4 regiuni. Deci numărul de regiuni care îl adaugi este mereu numărul de intersecții plus 1. Și cam asta ar fi răspunsul la 1.2a. Deci dacă ai un model cu 3 neuroni, atunci o să ai maxim 7 regiuni, pentru că ăsta e maximul număr de regiuni care poți să-l obții când încerci să pui trei linii într-un spațiu. Dacă adaugi al patrulea neuron, atunci poți să construiești 11 regiuni. Diferența este dintre MLP1 și MLP2 că nu ai bias-ul on the output, numai că faptul că ai un bias la MLP-ul celălaltul nu o să te ajute să ajungi să ai 11 comportamente liniare diferite. Deci biasul ăla poate să modifice comportamentul liniar în regiunile care le ai. În schimb, mereu o să rămâi cu 7 regiuni, cu 7, practic, comportamente liniare diferite. Deci dacă mă gândesc la tot domeniul, l-am împărțit în 7 regiuni, fiecare regiune poate să aibă ce comportament vrea, poate să fie ce răspuns vrei tu liniar. În schimb, sunt doar 7 răspunsuri diferite liniare care poți să le obții, fie că ai bias sau nu. În timp ce la modelul cu 4 neuroni, poți să ai maxim 11, deci nu trebuie neapărat să ai 11 răspunsuri diferite, ăsta e doar numărul maxim. Poți să ai maxim 11 feluri de răspunsuri liniare diferite, care e mult mai mare. Și deci chestiile astea sunt diferite și nu se pot face la fel. Ok. Am terminat cu 1.2a, acum o să intru în 1.2b și o să explic ce se întâmplă când faci modelul mai adânc și cum se modifică numărul ăsta de regiuni și după care o să spun, ok, ce înseamnă asta când noi vorbeam despre Universal Approximator Theorem, de ce e important și explic un pic lucrurile în stilul ăsta. Da, nu știu dacă aveți întrebări, dacă totul e ok, nu știu, orice semn de viață dacă aveți să-mi spuneți. Sper că oarecum, da, nu, pentru mine e ceva nou ce fac aici, așa că nu-mi dau seama dacă explic la un nivel ok, dacă merg prea încet prin explicații, dacă merg prea repede, așa că dacă aveți orice fel de feedback, să-mi scrieți și pot să explic un pic mai bine sau pot să intru mai mult detaliu sau pot să sar peste observații dacă nu sunt folositoare. Acum,
Ok, dacă e ceva, scrieți în chat. Momentan nu văd că e scris nimic, așa că am să continui. Deci noi am vorbit, ok, avem this Universal Approximator Theorem, care spunem că putem să aproximăm orice funcție. Știm că pentru modelul relu, cum o aproximăm, e cu this piecewise linear, deci împărțim spațiul în regiuni și avem fiecare regiune are un răspuns liniar. Și știm că cu cât adăugăm neuroni, cu atâta crește numărul de regiuni. Și Zaraskis Theorem practic ne spune cum o să crească numărul de regiuni. Deci asta se poate, Zaraskis Theorem e în orice număr de, nu e neapărat pentru 2D, deci poate să fie orice, inputul poate să aibă orice dimensionalitate. E o chestie generală care folosește, nu știu, hyperplane și așa mai departe, dar, mă rog, există o formulă fixă, nu trebuie să calculăm noi mereu prin derivare, care poți să o folosești și dacă ai un model, poți să spui, ok, modelul ăsta o să aibă maxim atâta numărul ăsta de regiuni și poți să ai o intuiție la cât de ok e sau cât de non-ok e faptul ăsta. Ok, și acum întrebarea e de ce am vrea să facem modelul adânc? De ce nu e ok cum se întâmplă acum? Și intuiția, după cum am spus, circa 2013-2014, e că dacă facem modelul adânc, atunci o să devine mai expresiv și în particular la ce o să facem, pentru că noi folosim aproximarea asta, folosim construcția care o avem aici, o să arătăm că dacă modelul e adânc, numărul de regiuni o să crească. Și, mă rog, nu o să intru în detalii, nu asta aici cere problema 1.2b și nu e ceva care poți să intru acum în detalii, dar o să crească într-un mod exponențial. Deci ideea e că un model adânc o să aibă un număr exponențial mai mare de regiuni decât un model care e shallow. Și la sfârșit o să discut dacă ăsta e motivul pentru care folosim modele adânce, pentru că nu e motivul și am să explic de ce pentru ceva timp intuiția asta era un tool generic care folosea toată lumea, deci mereu era, toată problema era pusă ca o problemă de expresivitate în care vrei să spui că ok, un model, vrei un model mai mare pentru că e mai expresiv. Recent, sau nu neapărat atât de recent, cred că chiar și în perioada când erau aceste discuții, un alt punct de vedere e că expresivitatea nu e atât de importantă pe cât credem. Și dacă vreți să vedeți de ce ar fi, de ce nu e atât de importantă, puteți să vă uitați la un moment dat, puteți să vă uitați la numărul de regiuni care l-ați obține pentru o rețea neuronală normală, un MLP normal care chiar l-ați folosit în practică, și să vedeți că numărul ăla e ridicol de mare. Și cam asta e problema, pentru că toate numerele astea sunt ridicol de mari, probabil nu e atât de important numărul pe cât credem. Dar ok, să ne întoarcem la problema 1.2b. Întrebarea acum era, ok, avem două modele care au exact același număr de parametri. Întrebarea e, poate modelul care are un singur hidden layer să reprezinte ce poate să reprezinte numărul mai adânc? Și, ok, nu cred că vedeți slide-ul care trebuie, acum trebuie să vedeți slide-ul care trebuie. Și cred că intuiția e, după cum am explicat până acum, e că ce o să încercăm noi să arătăm e că numărul de regiuni care are modelul adânc o să fie mai mare decât numărul de regiuni care are modelul care nu are decât un singur hidden layer. Și observați că acum când am trecut la 1.2b, pentru că credeam că construcția devine mult prea urâtă și mult prea complicată, am plecat din 2D, am mers în 1D, deci inputul e doar un singur număr și output e un singur număr, pentru că în cazul ăsta o să vină mai ușor să desenăm ce se întâmplă. Numai pentru că cred că intuitiv pentru mine lucrurile arată mai ușor în plan decât arată pe linie. Mai întâi o să explic intuiția generală, în care nu trebuie noi să construim weights, doar trebuie doar să explicăm ce se întâmplă. Am să explic oarecum în general ce se întâmplă și după care am să spun, ok, acum pentru că chiar trebuie să demonstrăm, mergem în unul de la problemele care le avem și putem exact să construim weights-urile astea la care, weights-urile care trebuie. Și intuiția în generală e, ok, dacă avem un model adânc, care să zicem că are two hidden layers în loc de un singur hidden layer, e cum am putea noi să ne gândim la ce fac neuronii în layerul al doilea. Deci neuronii din primul layer știm, deci asta ar fi, scuze, dacă vedeți mouse-ul, e partea de aici, neuronii din primul layer știm că astea sunt linii în plan care împart spațiu și împărțim în regiuni. Acum întrebarea e, ce face un neuron în layerul al doilea? Răspunsul simplu e, ok, un neuron în layerul al doilea, dacă ne uităm la el, putem să ne gândim ca la un fel de micuț, nu? Pentru că e practic un MLP-ul de aici, că dacă ar avea un singur output, ăsta ar fi exact un neuron în layerul al doilea. Un neuron în layerul al doilea nu mai e o linie, e piecewise linear function, care am desenat-o aici. Și practic fiecare neuron de aici o să fie un fel de piecewise linear function și
Deci, visualize linear function e o funcție care poate fi decompusă în părți care au răspuns liniar. Și, practic, noi ce facem cu neuronii din layerul al doilea e că împărțim spațiul cu funcțiile astea care sunt visualize linear function. Ok, de ce ar fi lucrul ăsta important? De ce lucrul ăsta ar fi interesant? Motivul pentru care e interesant e pentru că, ok, pentru că astea nu mai sunt linii, atunci ele nu trebuie să intersecteze într-un singur punct. Ele se pot intersecta în cât de multe puncte vor ele. Ai funcțiile astea care sunt visualize linear, atunci ele se pot intersecta de mult mai multe ori decât două linii. Și asta e important pentru că dacă vă aduceți aminte la demonstrația prin inducție de care vorbeam la început, numărul de regiuni în care împarți spațiu oarecum depinde de numărul de câte ori se intersectează funcțiile astea. Și pentru că acum noi ne intersectăm de mai mult decât o dată, atunci numărul de regiuni care putem să-l adăugăm cu două linii, cu doi neuroni din layerul al doilea, este mult mai mare. Deci doi neuroni în layerul al doilea poate să construiască mult mai multe regiuni decât... Bine, asta atâta timp cât înțelegem cum am putea să construim funcțiile astea precise linear, în așa fel încât să maximizăm numărul de intersecții. Deci, momentan, decât spun, ok, teoretic sau, mă rog, intuitiv, cam asta ar fi ideea. E că nu mai avem linii, avem precise linear function pe layerul al doilea și atunci ele se pot intersecta de mai multe ori. Acum, ce trebuie noi să demonstrăm e că există o modalitate de a construi arhitectura asta în așa fel încât chiar se intersecteze de mai multe ori. Adică ele poate și să nu se intersecteze niciodată. Care e diferit. Deci dacă erau linii, liniile trebuie măcar să intersecteze o dată, nu? Că altfel nu are sens. Nu, pot să fie paralele, da? Aici, oricum, în afară să fie paralele, sunt mult mai multe moduri prin care cele funcțiile astea precise linear functions pot să nu se intersecteze la niciun moment dat. Și poate să fie problematic. Deci, da, asta e intuiția. Și asta e ce vom reuși să arătăm. Ce vom reuși să arătăm e că, ok, există o metodă de a construi rețele astea neuronale în așa fel încât maximizăm numărul de intersecții și astfel maximizăm numărul de regiuni. Și care ar fi intuiția? Din nou, încerc să dau o intuiție în planul 2D și după care ne ducem la construcția specifică în 1D și să vedeți că chiar funcționează când o construim. Ca să înțelegem intuiția, cred că e mult mai ușor, în loc să ne gândim la relu, pentru că relu sunt oarecum greu de conceptual de gândit, pentru că sunt linii arbitrare în plan, care nu știm ce înseamnă, hai să ne gândim la la absolute value function, deci valoarea absolută a neuronului, deci asta e activarea ta, e un activation function care e non-liniar, deci totul e ok, la foarte similar cu relu și poate chiar să fie și folosit în practică. Și hai să ne gândim la un model în care pe primul layer nu avem bias. Nu avem bias. Cel mai simplu model la care putem să ne gândim. Atunci ce se întâmplă când luăm absolute value? Practic un punct care e în quadrantul normal un punct care e în quadrantul în care x e negativ sau când y e negativ, odată ce l-am, deci dacă facem ca primul layer pur și simplu să fie identity function, deci pur și simplu să copie x și să ia absolute value la x, deci facem weights-urile să fie 1, 0, 0, 1, deci copie coordonata x și coordonata y într-un neuron și în celălalt neuron și după care la fiecare luăm absolute value, atunci dacă ne uităm la reprezentarea asta care o avem în layer respectiv, ce se întâmplă e că noi nu mai putem să deosebim punctele astea. Deci un punct care este, nu știu, deci 1, 1 e, are exact aceeași valoare ca minus 1, 1, ca minus 1, minus 1 sau ca 1, minus 1. Deci toate punctele astea, toate astea patru puncte, sunt proiectate în același loc. În reprezentarea asta care avem noi, astea patru puncte devin exact același punct. Și un mod mai generic la care putem să ne gândim e dacă ne gândim la quadrantele spațiului, deci împărțim spațiul în patru quadrante, în care x e negativ, y e negativ sau x și y e negativ, quadrantele astea practic le suprapunem unul peste celălalt. Deci e ca și cum am împărțit spațiul și le-am pune unul peste altul. Facem lucrul ăsta și lucrul ăsta putem să-l facem de mai multe ori. Pentru că ce putem să facem e că după ce am făcut asta pe primul layer, pentru al doilea layer shiftuim tot în așa fel încât să avem numere negative și după care luăm înapoi valoarea absolută. Ce se întâmplă acum când desenăm o linie aici,
practic, linia asta se repetă peste tot, right? Pentru că o să aibă în layer final funcția o să fie 0, fie dacă inputul era minus 1, 1 sau dacă era minus 1, minus 1 sau așa mai departe în input. Toate inputurile astea, practic, duc exact la aceeași reprezentare. Dacă încercăm, deci aici poate e partea cea mai complicată, pentru că trebuie să te gândești, nu știu, trebuie să internalizezi un pic chestia asta, dar ideea e că odată ce am luat absolut value și am făcut valorile astea să fie exact același lucru, dacă desenăm orice, dacă construim orice linie de decizie, apoi în quadrantul ăsta în care are numai valori pozitive, linia asta de decizie e replicată în celelalte quadrante într-un mod simetric. Deci dacă noi am desenat linia asta aici, dacă noi am desenat linia asta aici și ne uităm în spațiul inițial, asta ar fi echivalent ca și cum am desenat aceste patru linii simetrice. Pentru că astea sunt echivalente cu o valoare absolută a lui x și y. Dacă am greșit. Nu, n-am greșit. Deci aici, dacă pur și simplu fac minus la x, se duce la punctul respectiv. Deci, ideea e că noi am desenat o singură linie, dar dacă ne uităm la decizia, la decision boundary, în loc să fie o linie în planul, în spațiu inițial, devine rombul ăsta, care îl avem aici. În loc să fie o linie, devine practic o chestie mult mai complexă, mai non-liniară. Cam asta e cum funcționează lucrurile. Acum o să dau explicația generică, care poate e un pic prea complicată și... dar mă rog, după aceea ne întoarcem la construcția specifică, care e un pic mai simplă. Dar intuiția care vreau eu să o dau, și asta nu e ceva care mă așteptam neapărat ca voi să faceți în timpul concursului, dar e o intuiție care e în spatele problemei și care, dacă o ai, poți să înțelegi problema într-un mod diferit și care îți explică cum am ajuns la astfel de construcții sau de ce lumea se gândește la astfel de construcții. Intuiția e că dacă încerci să te gândești la cum funcționează o rețea neuronală, poți să te gândești la ea ca și cum ar, exact ca origami, deci ca GIF-ul ăsta care am aici, că ia spațiu și îl tot folduiește on top of itself, ca după care când decizi să, deci am folduit spațiu aici, când decizi să desenez o decizie care arată ca asta, când deschid spațiu, când undo the folding, atunci chestia asta se repetă în mod simetric și obții o decizie care arată mult mai diferită. Și cam asta e cum funcționează rețelele neuronale adânci. Rețelele neuronale adânci exploatează faptul ăsta că poți oarecum să folduiești spațiu on its own, în așa fel încât o decizie care arată foarte complicat în spațiu de input, cum ar fi la cele two moons care vorbeam înainte, arată foarte complicat, poți să folduiești spațiul ăla on its own, în așa fel încât decizia aia de fapt să devină o linie. Și când îl fac unfolding, când îl duc înapoi la spațiul inițial, linia aia se repetă în mod simetric în tot felul de feluri, încât se rezultă exact în shape-ul care vrei tu să-l ai, de exemplu, cum ar fi diferența între cele două moonuri. Deci cam asta e o intuiție generală, care cred că nu contează ce ați făcut la problema 1.2, dar intuiție mult mai generală care e folositoare să o aveți la cum funcționează în general modelele astea. Deci modelele astea, de fiecare dată când te duci la un layer mai sus, oarecum your decision boundary care trebuie să o decizi devine din ce în ce mai simplă, devine din ce în ce mai aproape de o chestie liniară. Ok, acum, practic, cred că partea care chiar vreați să o ascultați, nu toată discuția care am avut-o, e... Cum rezolv problema 1.2b, una din soluții care se folosească construcția care am avut-o până acum. Și metoda în care o rezolv, metoda cea mai simplă, e să te gândești că pentru modelul adânc introduci încă o unitate intermediară, care am numit-o cu F, care să fie între cele două layere și care să fie o singură unitate. Și lucrul ăsta poți să-l faci pentru că e o unitate liniară și după cum ar răspuns Mircea la început, când am două proiecții liniare una după alta, nu contează, pentru că întotdeauna se formează o singură proiecție liniară. Deci, acum, dacă mă uit la modelul ăsta, pare ca și cum ar avea trei layere în loc de două layere, numai că layerul din mijloc e liniar, deci pot să mulțesc oricând matricile astea două între ele și să-l reduc înapoi la modelul care l-am avut înainte. Deci, nu am modificat fundamental modelul, decât l-am rescris într-un mod în care e mai intuitiv pentru mine. Motivul pentru care e mai intuitiv dacă îl rescriu în modul ăsta e pentru că acum pot să mă uit la F și să desenez cum arată F și după care pot să mă gândesc la Y ca o funcție de F
După care mă gândesc la Y ca o funcție de X, pentru că știu cum arată F ca o funcție de X. Deci am compozițiile astea două și mereu aici sunt în 1D și pot să desenez lucrurile, pentru că nu vreau să fac nimic folosind algebră, vreau să fac totul geometric. Deci vreau totul să fie un desen și atunci introduc F-ul ăsta și acum am spațiile astea la care trebuie să mă gândesc. Spațiul inițial X, spațiul final Y și spațiul intermediar F, care l-am introdus acum. Și în particular, deci am redefinit modelul și acum din nou, demonstrația la toate problemele astea e o demonstrație prin construcție. Deci tot ce trebuie să fac e să aleg eu un anumit set de weights-uri și motivul care încerc să fac de fapt e să cresc numărul de regiuni. Vreau să am numărul de regiuni maxim care pot să-l obțin. Cam asta ar fi ce încerc eu să fac și e la alegerea mea, cum aleg F, cum aleg W1, cum aleg W2 și așa mai departe, în așa fel încât să maximizez numărul de regiuni. Acum, după cum am explicat la partea geometrică inițială, cum maximizez numărul de regiuni? Maximizez numărul de regiuni by folding the space într-un fel, în așa fel încât că dacă iau o decizie undeva în layerul 2, decizia aia să fie replicată în mai multe locuri în layerul 1, pentru că există simetria asta care am introdus-o, când practic nu poți să, sunt mai multe inputuri la layerul 1 care duc exact la aceeași activări în layerul. Deci mai multe inputuri în layerul 1 care duc la aceleași outputuri la layerul respectiv, în așa fel încât dacă iau o decizie legată de outputul respectiv, decizia este replicată la toate inputurile alea care duc exact la același output. Și atunci cum fac lucrul ăsta? Acum suntem on the real number, trebuie unitățile H1, H2, H3 nu mai sunt linii pentru că nu suntem în plan, sunt puncte care împart linia asta în segmente și pot să împart linia asta pentru că am 3 unități, pot să împart în 4 segmente și acum eu trebuie să aleg care este funcția mea F și funcția mea F poate să aibă un comportament liniar diferit în fiecare din astea 4 segmente. Segmentele le-am ales să fie simetrice, să fie la K, 2K, 3K. Deci unul minus infinit K, K, 2K, 2K, 3K și 3K plus infinit. E aleator. E doar ca construcția să fie ușoară. Cu cât e mai regular, cu cât e mai simetrică, cu atât e mai ușor de construit. Deci am ales punctele să fie la poziția K, 2K și 3K. Asta o fac prin alegând bias-ul la unitățile respective. Și acum mă gândesc la răspunsul liniar. De la minus infinit la K, cel mai ușor e să zic că ok, asta e regiunea în care toate unitățile sunt 0. Deci atunci F o să fie 0. Deci regiunea asta e 0. Nu o să... Dar dacă mă joc cu bias-urile, cel mult pentru regiunea asta pot să fac valoarea să fie o constantă. Nu pot să fac să aibă alt unghi. Deci nu e foarte interesantă regiunea. Deci asta e regiunea moartă, o las să fie cum e, o las să fie 0. Și atunci trebuie să construiesc celelalte 3 regiuni. Și ce vreau eu să fac e să fie simetrice. Și atunci ce fac e construiesc shape-ul ăsta care l-am avut aici. Și motivul pentru care îl construiesc este pentru că dacă mă uit la unde are funcția F, să zic valoarea, nu știu, hai să-i dăm, să zicem că asta e valoarea 1, numai arbitrar, pentru că n-am pus niciun fel de coordonată aici, unde F ar avea valoarea 1, îl are odată în primul segment, dar după care îl are odată în al doilea segment și îl are odată și în al treilea segment. Deci dacă în layer-ul următor fac ceva care se depinde de valoarea 1 al funcției F, atunci decizia asta să se repete în toate cele 3 segmente. Și în practic, acum ce vreau eu să fac cu layerul următor, cu layerul V, e să fac o construcție care să apară într-unul din segmente și după care să fie replicată în toate celelalte 3 segmente. Și cam asta e toată ideea. Și pentru că acum construcția care am desenat-o eu aici e replicată în toate celelalte 3, când o să încerc să număr numărul de regiuni, o să fie mult mai mare decât ce o să pot să fac cu modelul simplu. Ok, și atunci cum fac lucrul ăsta? Aici probabil contează un pic mai puțin ce decizii vreți, dar acum noi încercăm să decidem la valorile lui V și tot ce vrem să facem e să construim o funcție care să aibă toate punctele de non-linearitate, toate switch-urile între segmente, să fie între 0 și K. Sau între
Da, cred că între 0 și K l-am pus aici. Deci, practic, să fie toate incluse într-unul din segmentele de dinainte. Deci, dacă le faci în așa fel încât să fie incluse în segment, atunci ele o să se repete. Dacă deciziile astea, diferența între decizii sunt peste segment, atunci nu o să se mai repete. Și atunci tu poți să alegi ceva care să arate cum vrei tu. În cazul meu, ok, pentru una trebuie mereu să fie o constantă, pentru că e regiunea când unitățile o să fie 0. Pentru cealaltă se urcă în sus, pentru cealaltă se urcă în jos. Și slope-ul dintre cât de repede se urcă în sus și cât de repede se urcă în jos nu contează. Tot ce contează e ca punctele astea să fie within lungimea segmentului din care l-aveam la metoda inițială. Acum, ok, nu știu cât de intuitiv o să fie asta, dar acum dacă încercăm să construim, dacă încercăm f e funcția, deci în roșu este funcția care o aveam, deci e valoarea lui f, și acum noi ne uităm la valoarea lui f, deci f începe să fie 0 la poziția k al inputului și urcă până la valoarea respectivă, după care cade înapoi până când ajunge la 3K și după care urcă din nou. Și acum funcția noastră Y, care am desenat-o pe slide-ul anterior, care era plecat de la când F e 0 și avea switch-urile astea, care se întâmpla când ajunge la K pe 4, după care se modifica înapoi când ajunge la K pe 2 și continuă. Și acum, dacă ne gândim la ce se întâmplă când trec în segmentul următor, acum, valoarea lui f o să fie, practic, valoarea maximă. Aici trebuie să dau un număr aici, dar să zicem că valoarea maximă e 10. Valoarea lui f aici o să fie mereu 10 minus valoarea lui f care era în segmentul celălalt. Deci, dacă ne gândim la cum arată simetric ce am desenat noi aici, o să fie ca și cum te-ai uita în oglindă, pentru că totul merge exact invers. Deci, trebuie să redesenăm exact același lucru, numai că îl desenăm simetric invers. Și după care, când ajungem la linia asta, trebuie să repetăm din nou și o să arate exact același lucru. O să fie ca și cum arată în oglindă față de segmentul anterior. Practic, acum, dacă ne uităm la răspunsul lui Y în X, o să devină shape-ul ăsta desenat cu albastru aici. Bine, lucrurile sunt un pic translatate sau mai știu eu ce și nu sunt nimic sort of numeric exact, e mai degrabă doar ca să înțelegeți cum arată shape-ul la funcție. Deci nu ne gândim atât de mult exact la ce valoare să aibă unde, ci să arate oarecum corect pentru că matematica asta se întâmple. Și odată ce am făcut tot procesul ăsta, acum putem să vedem, ok, cât de multe răspunsuri liniare diferite avem. Avem versiunea când e mereu constantă, asta e 1, după care avem bucata asta când urcă în sus 2, coboară în jos 3, urcă în sus din nou 4, constant 5, urcă în sus 6, coboară în jos 7. În același timp, dacă, și nu am mai arătat în slide-uri, dacă ne gândim la modelul un singur hidden layer, în care aveam 5 neuroni, numărul de segmente în care împărțim este numărul de neuroni plus 1. L-am văzut de când făceam asta cu 3 neuroni, pentru că poți să pui doar 3 puncte și fiecare punct o să împartă segmentul în două părți. Deci, modelul ăla shallow care îl aveam, care avea 5 rețele neuronale, îmi poate împărți spațiul în 6 segmente cu behavior diferit. Modelul adânc care l-am dat noi împarte spațiul în 7 sau poate cel mult. Adică, pot să vă spun că ăsta este numărul maxim în care poți să împari spațiul, dar momentan zicem că nu ne contează dacă e numărul maxim sau nu. Cred că tot ce putem să spunem cu sigur e că putem să împărțim spațiul în 7 regiuni, dacă vrem, care este un număr mai mare. Și din cauza asta, modelul adânc nu poate să. Modelul cu un singur layer nu poate să reprezinte ce reprezintă modelul adânc. Și cred că cam asta. Ok, scuze, am sorry. Cam asta e explicația. Aici sunt doar niște concluzii. Nu știu dacă aveți întrebări despre construcție sau despre toată chestia, dacă vi se pare, sau în general, vi s-a părut explicațiile astea folositoare, v-au ajutat să înțelegeți un pic mai bine cum merge rețea neuronală sau e un pic prea dificil ce se întâmplă aici. Nu știu, sunt curios de feedback pentru că nu-mi dau seama de nivel. În practică, când pur și simplu aveți o librărie și luați o rețea neuronală și o aruncați acolo și vă jucați cu optimizerul și crește, după schimbați la linii, poate nu trebuie neapărat să vă gândiți la lucrurile astea, în schimb lucrurile astea sunt importante. În momentul în care anumite lucruri nu merg, e oarecum folositor să mergi înapoi, să te gândești de ce și ce s-a întâmplat și de ce aș folosi o rețea neuronală, de ce n-aș folosi un model liniar, de ce aș folosi un model liniar și n-aș folosi o rețea neuronală și ce se întâmplă cu toate lucrurile astea. Bineînțeles, ce am explicat eu aici e doar un
particular thing, particular perspective care vorbește despre expresivitate, sunt mult mai multe unghiuri și împreună îți dau un fel de imagine totală la cum ar trebui să te gândești la rețele neuronale și când ar putea să facă și ce nu ar putea să facă. Măcar intuiția că o rețea cu relu, deci nu e adevărat atunci când ai softmax, când ai mai multe chestii, dar dacă ai doar relu, o intuiție că funcția ta e piecewise linear, e destul de folositoare și poți să te gândești un pic la ce se întâmplă în spate. Dar, deci, ca să trag concluzii, numărul de regiuni e un mod în care lumea l-a folosit înainte ca să întreagă să înțeleagă diferențe între modele cu număr diferit de parametri sau modele mai adânci sau dacă vrei să înțelegi cum vrei să distribui parametrii tăi, depinzând de ce vrei să maximizezi, dar de multe ori poți să spui că vrei să maximizezi expresivitatea modelului. Unele din spatele la construcțiile astea spun cam cum ar trebui să faci lucrul ăsta și în principal, intuiția principală e că de fiecare dată când adaugi un layer, poți să te gândești la layerile anterioare ca și cum ar foldui spațiu. Și odată ce foldui spațiu, orice decizie desenezi, orice decizie faci cu layerul de output, decizia asta devine replicată în mod simetric în toate celelalte layere. Și aici probabil intră și partea din intuiție la ce e diferit între un model shallow și un model deep. Deci o întrebare echivalentă care am fi putut să o considerăm e, poate un model cu același număr de parametri, care e mult mai adânc, poate să exprime orice ar exprima un model care e shallow, chiar dacă are același număr de parametri? Și poate pentru voi, intuitiv, răspunsul ar fi da, pentru că știi că modelul adânc poate avea mai multe regiuni decât celălalt shallow. În schimb, dacă te gândești un pic la construcția de care o folosești ca să obții regiunile astea în modelul adânc, poți să-ți dai seama foarte repede că răspunsul de fapt e nu. E o funcție care în model shallow poate să reprezinte, în model adânc nu poate să reprezinte și răspunsul e intuitiv, din nou, nu o să încerc să explic foarte mult, dar răspunsul e, dacă te gândești la construcția noastră se baza pe simetrii. Deci ce făceam noi folduiam spațiul ăla în tot felul de moduri, în așa fel încât să maximizăm numărul de regiuni. Deci, deși un model adânc are un număr exponențial mai mare de regiuni care poate să-l folosească ca să-ți construiască funcția ta, comportamentul liniar care îl ai pe regiunile astea nu e independent. Comportamentul ăsta e simetric, pentru că vine din construcția care o faci. Și regiunile astea, răspunsul la ele trebuie să fie oarecum simetric, în timp ce la un model care are un singur hidden layer, răspunsurile nu trebuie să fie simetrice. La un model care are un singur hidden layer, ai un număr mai mic de regiuni, în schimb ai mai multă libertate să schimbi unghiurile între regiunile alea cum vrei tu. La un model adânc, ai un număr mai mare de regiuni, dar regiunile astea sunt foarte restricționate, să arate oarecum simetric una față de cealaltă. Și intuiția actuală despre de ce modelele neuronale adânci sunt atât de bune e că oarecum simetriile astea care le introducem sunt folositoare. Nu înțelegem de ce ar fi folositoare, în schimb răspunsul trebuie să fie parțial pentru că simetriile astea care le creăm de fapt sunt foarte folositoare pentru că data care încercăm noi să modelăm de multe ori, date naturaliste, au ca imagini sau mai știu ce, audio, text sau așa mai departe, oarecum au simetriile astea. Dacă ne gândim la the classification boundary, trebuie să existe niște simetrii acolo care sunt mai ușor de modelat cu un sistem care implicit se folosește de simetrii. Ok, cam asta e explicația, plus multe alte lucruri pe lângă. Aveți întrebări? Nu mai am alte slide-uri, cam asta e atât ce vreau să... Mai am un slide, dar nu cred că e mai folositor și cred că am vorbit deja prea mult. Sunt întrebări, sunt curiozități legate de ce am zis acum. Mi s-a părut folositor oarecum, mi s-a părut interesant. E ceva ce ați vrea să știți mai mult. Okay. Da, mă bucur că ați găsit, măcar
Unii voi ați găsit ceva interesant în descriere. Da, deci, cel puțin pentru, adică, mă rog, există Olimpiada, care definitiv e un lucru la care cred că vă gândiți momentan și, mă rog, testele care urmează și tot ce vă trebuie acolo. În schimb, dacă vă gândiți la topicul de AI și machine learning în general și e ceva care vreau să faceți după la universitate, nu știu, în undergrad, ca masterat, ca doctorat, un segment din partea teoretică a fieldului se bazează pe construcții ca astea. Am să trimit slide-urile și, mă rog, sunt multe detalii aici care probabil sunt un pic cam complicate, dar ideea inițială, ideea generală e că trebuie să scăpați de bias-uri de multe ori când vreți să... Când încercați să derivați chestii pe foaie ca să vă dați seama cum merg lucrurile, dacă cărați bias-ul cu voi, mereu devine complicat, puteți scăpați de el și sunt motive pentru care puteți scăpați de el, pentru că se comportă exact ca o unitate care are valoare constantă. Și după care, dacă vă gândiți la expresivitatea modelului și de ce, cum, ce înseamnă când adăugați mai multe unități, astea de multe ori, deci pentru modele care nu folosesc relu, nu putem să vorbim despre precise linie, dar oarecum intuiția e aceeași. E un pic mai complicat, nu vreau să intru în detalii și poate spun lucruri prostii, dar în același timp cred că intuiția asta de să vă gândiți că ce se întâmplă acolo e un fel de aproximare în care tu împarți domeniul în segmente și după care fiecare segment poți să-l modifici după cum îți trebuie, e oarecum ok. Și ce trebuie să înțelegeți e că de fiecare dată când adăugați mai mult neuroni, practic creșteți flexibilitatea care o aveți. Ajungeți să aveți mai multe regiuni. Și, în general, cum arată arhitectura, dacă e deep, dacă e shallow, dacă folosești, nu știu, multiplicative interactions, dacă nu folosești, dacă ai mai știu eu ce, modifică numărul de regiuni care le ai. Asta este unul și e ceva care poate fi cuantificat și există multe paper-uri care pur și simplu numără numărul de regiuni. În schimb, modifică și ce pot să facă regiunile astea, care e un lucru care nu poate fi cuantificat la fel de bine, dar care este la fel de important. Deci, e ușor să obții mult mai multe regiuni, dar nu o să fie neapărat independente de ele. Deci, ele o să fie oarecum corelate cu celelalte. Și da, cam asta erau principalele idei care vreau să le exprim ca intuiție, că așa poți să te gândești, că fiecare arhitectură oarecum restricționează tipul de funcții care le înveți, pentru că fac regiunile astea să fie simetrice în moduri diferite. Deci dacă, nu știu, dacă folosesc attention sau nu folosesc attention, dacă am, acum am transformers, de obicei ai the gated MLP, toate chestiile astea modifică, creează un fel de bias la tipul de funcții care îl folosești. Da, deci, exact, întrebarea care episodul 2 e foarte bună. Deci, da, intuitiv ai crede că dacă ai avea un număr exponențial de regiuni, e un lucru foarte rău, pentru că ar duce la overfitting. Acum, numărul de regiuni nu trebuie să fie egal cu numărul de clase, pentru că, de exemplu, gândește la The Two Moons, care l-aveam la început, dar poate pot chiar să arăt și slide-ul. Să înțelegeți despre ce e vorba. Nu știu să slide respectiv. Ok. Să se adaptează aici. Dacă ne gândim la Dumuns, aici sunt doar două clase, dar dacă m-aș gândi la numărul de regiuni care aș avea nevoie ca să poți să desenezi linia aia care merge între albastru și roșu, ar fi un număr destul de mare de regiuni. Acum depinde de ce fel de linie vreau să fac. Probabil aș putea să scap cu doar trei segmente și să obțin ceva oarecum ok, care să arate ca un fel de un tors. Numai că dacă chiar vreau să urmăresc, pentru că the red thing, it's curved, e rotund. Dacă chiar vreau să urmăresc chestia aia, atunci o să am nevoie de un număr foarte mare de segmente. Cu cât am un număr mai mare de segmente, cu atât o să arate mai rotund decizia mea când trece într-o lună și cealaltă. Deci nu ai zice că numărul de clase este oarecum direct proporțional sau foarte clar legat de numărul de regiuni de care ai nevoie. În schimb, intuiția e corectă că cu cât ai mai multe regiuni, cu atât e mai probabil să faci overfitting. Și cam ăsta e și motivul pentru care lumea a ajuns la concluzia că simetriile astea sunt foarte importante. Pentru că probabil un model adânc, motivul pentru care nu faci overfitting, e pentru că sunt simetriile astea care nu te lasă să modelezi orice ai vrea tu. Și din cauza asta, deși ai mai multe regiuni, oarecum numărul de
decizii boundary care poți să le desenezi nu e neapărat mult mai mare, pentru că ești restricționat în alte feluri. Și asta e, astea sunt probleme deschise care încă nu avem răspunsuri. Doar ce încercam eu să vă motivez, dacă ok, dacă o să vreți vreodată să vină să faceți research, astea sunt felul de probleme care puteți să le puneți și să încercați să le rezolvați, dacă sunteți interesați în partea mai teoretică. Nu e neapărat să fiți interesați în direcția asta, dar da, deci există oarecare problemă cu overfitting, dar e un pic mai complicat. De multe ori pot să zic că din cauza la simetrie, nu e clar că un model deep face overfitting mai mult. De fapt, există paper-uri mai noi care arată că da, deci în particular cu de la lucrarea lui Belkin și așa mai departe, poate să ești folositor pentru voi. Deci există argumente teoretice care spun că cu cât crești modelul mai mare, mărimea modelului se comportă ca un regularizer și nu face overfitting. Deci intuiția tradițională din machine learning, că dacă modelul e prea mare, atunci ai overfitting și nu e bine și că tu trebuie să găsești mărimea corectă, știi, trebuie să faci un fel de hyper-tuning la mărimea modelului, e greșită când e vorba de rețele neuronale. Cu rețelele neuronale, cu cât ai modelul mai mare, cu atât e mai bine. Nu există nimic rău care se poate întâmpla dacă crești mărimea modelului. Sunt probleme de optimizare, mai ales dacă faci modelul mai adânc. Deci sunt lucruri care se pot întâmpla, dar nu au nicio legătură cu overfitting. Alea sunt mai mult probleme de optimizare care pot să apară dacă faci modelul mai mare într-un mod greșit și după care, bineînțeles, probleme de compute, că o să ai nevoie în ce mai mult compute și poate nu o să ajungi să faci același număr de pași sau o să ai nevoie să faci un număr un pic mai mare de pași pentru că optimizarea e un pic mai complicată, că arată lucrurile mai rele. În schimb, overfitting-ul nu e o problemă. Deci, în practică, cu cât faci modelul mai mare, cu atât e mai ok. Și motivul e pentru că cu cât modelul e mai mare, cu atât mărimea modelului se comportă ca un termen care l-ai adăugat la obiectivul tău, care forțează modelul să fie regularizat. Care e destul de non-intuitiv. Aș putea să intru în... Explicația e interesantă și poate fi făcută la mod intuitiv. Nu o să fac acum pentru că mi-e frică că oricum v-am băgat prea multe chestii complicate. Dar dacă cineva e interesant, puteți să-mi faceți ping și pot să vă explic. Deci asta e double descent. Poate ați auzit de termenul de double descent, care a destul de popular la un moment dat. Belkin, cred că a fost, Belkin e unul din autorii principali la Double Descent, e unul dintre primele persoane care a discutat observația asta și empiric lumea observă că cu cât faci modelul mai mare, cu atât e mai bine și overfitting e ceva, deci da, în competiție dacă folosiți rețele neuronale să nu vă fie frică să le faceți mari, pentru că nu e nimic special acolo în care trebuie să ai exact mărimea corectă ca să rezolvi problema. Da, dacă mai există orice fel de întrebare, sugestii, nu știu. Eu mă gândeam, poate o să anunțe Miruna pe Discord, eu mă gândeam să mai fac luni dimineața un curs, dar ar o să fie oarecum tot în stilul ăsta. Deci cred că voi o să aveți cursuri cu mentor care o să fie poate mai pragmatice, să ocupe mai mult de, nu știu, să fie mai în stilul like, ok, cum faci tuning sau cum faci așa. Eu o să încerc să explic poate lucrurile un pic, sper intuitiv, nu știu, dar să explic mai degrabă cum funcționează modelul. Și nu neapărat nu o să mă ocup așa de mult de în practică, ok, când am problema și trebuie să obțin numărul cel mai bine, ce fel ar trebui să fac sau care ar fi strategii de a obține rezultate cât mai bune. O să mă ocup mai degrabă să încerc să explic care e intuiția de cum ar funcționa, cum funcționează gradient descent și ce fel de probleme ar putea să aibă. Aș vrea să explic un pic de cum funcționează attention layer, care e intuiția din spatele attention layer, cum ai putea să te gândești la un transformer care blocurile astea, care ar fi rolurile, știi, dacă încercăm să facem un fel de mapare semantică la ce face layerul ăsta și ce face blocul ăsta, de ce am nevoie de blocul ăsta, de ce nu pot, de ce e important unde pun layer norm, de ce trebuie să folosesc layer norm, am să încerc să explic oarecum intuitiv care sunt problemele care componentele astea încearcă să le explice.
Da, sper că unii dintre voi să intra și la... nu știu cât... Da, adică eu cred că dacă chiar sunteți interesați în topic, cred că să înțelegeți intuițiile astea e mult mai important decât alte lucruri. Că e baza și odată ce ai intuițiile corecte, la un moment dat toate lucrurile o să like, click together și o să meargă mult mai bine. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, poate ne oprim aici. Vă spun că ați intrat și că m-ați ascultat și da, sper să reușesc să mai fac o sesiune luni cu cine e interesat.